Prima ediție a avut loc în luna februarie, când practic a demarat la nivel național campania Valențele culturale ale securității și sănătății în muncă, pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee și școli profesionale, fiind instruiți astfel 8 cadre didactice. Ne bucură faptul că acest concurs a avut un ecou deosebit în rândul elevilor. Aici se vede atât rolul școlii, întrucât un bun lucrător se prinde încă de pe băncile școlii, cât și în punct de vedere al securității și sănătății în muncă, un rol important având instituția noastră. Inspectoratul, practic, teritorial de muncă, prin inspectorii pe linia securității și sănătății în muncă, au instruit cele 8 cadre didactice, care la rândul lor au instruit elevii participanți la acest concurs. O astfel de campanie era necesară datorită faptului că în România tinerii se angajează pe piața muncii înainte de a împlini 16 ani. Un lucru care nu este indicat, dat fiind faptul că lipsa de maturitate le oferă condiții precare sau nepotrivite de a exercita o meserie. Este foarte important acest concurs, în primul rând, pentru elevii colegiilor tehnice și liceelor tehnologice. Disciplina Sănătatea și Securitatea Muncii se studiază în clasele de început, clasa 9-10-a. Suntem la a doua ediție, Inspectoratul Școlar împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă organizează această ediție, tot la noi s-a desfășurat și ediția întâi. Probabil că am fost foarte buni organizatori și din cauza aceasta am fost selectați și pentru acest an școlar. Și la cea de-a doua ediție, Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu din Arad a fost gazda concursului, la care au participat 26 de elevi din 6 licee arădene. Respectiv de la Colegiul Particular Vasile Goldiș, Colegiul Economic, Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului, Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară și Liceul Atanasie Marinescu din Lipova, dar de asemenea și elevii Colegiului Gazdă. A fost foarte bine organizat și a fost ușor, întrebări foarte simple și au mers repede. Cum de te-ai gândit să iei parte la acest concurs? Am fost invitată de o doamnă profesoară și am zis că de ce nu. Ai învățat ceva nou? Da, multe lucruri care sper să fie folositoare pe viitor. Am aflat foarte multe lucruri de cum se lucrează într-o firmă, procesele de muncă, echipamentele individuale de protecție de muncă. Deci a fost un concurs foarte ușor și consider că am dobândit cunoștințe noi. Această campanie are loc ca urmare a protocolului de colaborare încheiat între Inspecția Muncii printre Inspectoratele Teritoriale de Muncă și Ministerul Educației Naționale prin Inspectoratele Școlare Județene.